Tradiția și economia subterană duc la o situație deloc liniștitoare. 300.000 de români sunt considerați, din punct de vedere statistic, subocupați. În această categorie intră și cei care lucrează part-time, deși ar vrea să fie angajați cu normă întreagă. Nu aș lucra part-time pentru că timpul îmi permite să am un job full-time, ceea ce și în momentul de față activez. Chiar am un job part-time și unul de 8 ore. Am înțeles. Da, deci le aleg pe amândouă, că pe amândouă le am. Full-time. De ce? Ca să... Deci să fie de 8 ore, să am mai mult activitate, deci să am serviciu, să pot să iau și carte de muncă, să am un câștig mai bun. Full-time, nu? Păi așa vor românii. Mai multă muncă, mai mulți bani, nu? Timpul liber, mai puțin. Depinde de domeniu. Dacă am fost pregătit pentru un anumit domeniu, probabil că în anumite domenii ești mai bine plătit part-time sau pe proiect. Full-time în funcție de societatea care te angajează și contractul individual de muncă pe care ți-l oferă. Full-time. Și de ce preferi full-time? Pentru bani. Part-time. De ce? E mai convenabil. Nu știu, mai mult timp să faci ceea ce vrei. Full-time, evident. Pentru că asta trebuie să facem, să muncim și să câștigăm mai mulți bani. Tot în categoria românilor subocupați intră și mulți care ar putea munci, dar nu vor. Aici sunt incluse în primul rând femeile din mediul rural care trebăluiesc prin gospodărie, procurarea banilor rămânând în grija bărbatului. Și tot la țară trăiesc cei mai mulți români care nu își caută activ un loc de muncă și așteaptă să li se ofere un job sezonier. Specialiștii Institutului Național de Statistică atrag atenția asupra faptului că, la nivelul întregii economii, alături de șomaj, subocuparea înseamnă că nu este folosit suficient capital uman, iar efectele sunt grave, este frânată creșterea productivității muncii și economia are de suferit. Astfel, subocuparea reduce grav veniturile pe care persoana le-ar putea obține, făcând-o dependentă de câștigurile celorlalți membri ai familiei, dar și de alocațiile guvernamentale. Rezultatul scade securitatea financiară personală și crește presiunea pe bugetul public.